Peste 300 de pacienți, inclusiv nou-născuți, au fost evacuați în grabă după ce a izbucnit un incendiu la spitalul de urgență din Suceava. Comitetul Național pentru Situații de Urgență a decis că vor putea intra în supermarketurile din mall-uri și cei care nu s-au vaccinat anticovid, nu au trecut prin boală și nici nu au un test negativ. Facem apel constant la partenerii noștri americani să înceteze să alimenteze tensiunile. Este reacția Kremlinului după ce Pentagonul a anunțat că 3.000 de militari vin în România, Polonia și Germania. Andreea Esca vă prezintă știrile Pro TV. Bună seara și bun găsit la știri. Autoritățile au declanșat planul roșu de intervenție la spitalul de urgență din Suceava. Peste 300 de pacienți, printre care femei gravide și prunci abia născuți, au fost evacuați de urgență din cauza unui incendiu izbucnit la etajul 4 al clădirii. Fumul a invadat încăperile, iar ca să se evite o tragedie, au fost trimiși acolo pompieri din 3 județe. Focul ar fi pornit de la un ventilator uitat în funcțiune, care s-ar fi supraîncălzit și a generat un scurt circuit. Anul trecut, în spitalele din România s-au produs 11 incendii în care au murit 15 oameni. Pe holurile invadate de fum, în sunetul strident al alarmei care anunța pericolul, angajații spitalului s-au grăbit să evacueze pacienții. Secvențele sunt filmate în secția de obstetrică ginecologie. În saloane este beznă și mai mulți pompieri, polițiști locali și cadre medicale caută la lumina lanternelor ca nu cumva cineva să rămână în urmă. Era ora 0:34 când s-a dat alarma. Incendiul a pornit într-un salon de la etajul 4 al spitalului, unde, spun cei din conducerea unității medicale, nu era internat nimeni. Un ventilator uitat în funcțiune în grupul sanitar pare să fi fost cauza. Dispozitivul s-ar fi supraîncălzit și a luat foc. Apoi fumul unecăcios s-a împrăștiat până la etajul 9. 25 de echipaje de la ISU din 3 județe, Suceava, Iași și Botoșani, au fost trimise să intervină, imediat după ce a fost activat planul roșu. Mai este cineva pe aici? Mai este în capăt, mai este în capăt după ce... Unde? În total au fost evacuați 329 de pacienți. 57 erau nou-născuți. În curtea spitalului, părinții celor mici așteptau îngrijorați vești. La meu, are 5 ani, eram perfuz, așa l-au luat și l-au fugit. Când avea pe sfug, era și fum, nu se vedea nimic. Cum are greu ajuns jos aici, nu știu. Intervenția este în dinamică, pompierii intervin, foarte multe autospeciale de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență, foarte multe ambulanțe, le vedeți aici, care au venit pentru a transfera pacienții care au fost evacuați. De această dată nu au fost victime. Niciunul dintre pacienții internați nu a suferit arsuri sau intoxicații cu fum și gaze, iar planul roșu a fost dezactivat în mai puțin de 3 ore. Acum se fac anchete și se caută responsabili. Personalul de la curățenie ar fi trebuit să închidă ventilatorul care s-a încins. Un ventilator din dotarea unei băi a generat un scurt circuit. Ia, echipamentele aferente acestei instalații electrice s-au aprins și propagarea a fost cu rapiditate. Vom verifica graficul personalului care a efectuat operația. Spitalul din Suceava a fost verificat în ultima jumătate de an de 2 ori de ISU, ultima dată în ianuarie. La niciunul dintre controle nu au fost găsite nereguli sau deficiențe grave. Instalațiile electrice din spital au fost recent modernizate și, potrivit Consiliului Județean, au fost verificate săptămâna trecută de o firmă de specialitate. Un înalt oficial al guvernului a fost găsit mort într-o cameră de hotel din Mamaia. Claudiu Bejan era director de cabinet la Corpul de Control al prim-ministrului. Cristina Dobre a urmărit subiectul și are amănunte. Bună seara, Cristina! Bună seara, Andreea! Bună seara, doamnelor și domnilor! Claudiu Bejan avea 54 de ani și a fost găsit fără suflare la ora 12:20 într-un hotel situat pe Bulevardul Mamaia din Constanța. La fața locului au sosit polițiștii secției 1, care au constatat decesul, dar și faptul că pe trupul său nu erau urme vizibile de violență. Cadavrul a fost
transportat la medicină legală și urmează acum o autopsie. A fost deschis și un dosar penal, iar cercetările sunt continuate de polițiștii de la Serviciul de Investigații Criminale, care, potrivit unor surse, nu iau în calcul o moarte suspectă. Claudiu Bejan era director de cabinet la Corpul de Control al primului ministru, însă în trecut a ocupat și alte funcții importante în stat. De exemplu, a fost chestor de poliție și directorul Administrației Naționale a Penitenciarelor. Atât echipa Corpului de Control al primului ministru, cât și echipa Ministerului Justiției au transmis public regrete privind acest deces, dar și condoleanțe familiei. Deocamdată acestea au fost informațiile. La revedere! Mulțumesc, Cristina! Guvernul a decis astăzi că în supermarketurile din mall-uri vor avea acces și persoanele fără certificat verde, dacă vor fi amenajate culoare speciale. Iar cei care călătoresc vor avea mai mult timp la dispoziție să completeze formularele de localizare la sosirea în țară. Teatrele, cinematografele și restaurantele vor funcționa după aceleași reguli. Dacă rata de îmbolnăvire este de sub 3 la 1000 de locuitori, spațiul poate fi ocupat doar pe jumătate și în proporție de 30% dacă rata depășește 3 la 1000. Pe de altă parte, începând de luni, cei care nu au certificat verde vor putea intra în mall-uri și centre comerciale, însă doar pentru a merge la hipermarketurile din interior, care comercializează produse alimentare de bază. Pentru asta, autoritățile cer culoare speciale. Dar va trebui stabilit clar 4 metri pătrați pe persoană, fiecare persoană intră cu căruciorul ei și pleacă cu căruciorul, lasă afară și poate intra alta persoană dacă se atinge numărul maxim de persoane. Am solicitat ca toate magazinele să aibă același regim. Cele care erau localizate în interiorul mall-urilor aveau un regim diferit față de celelalte, pentru că accesul la aceste magazine era condiționat de prezentarea anumitor documente. Au fost schimbate și regulile pentru formularul digital de localizare la intrarea în România, PLF. În primul rând, avem mai mult timp la dispoziție să completăm acest formular. Dacă până acum trebuia cu 24 de ore înainte de a ajunge la graniță, autoritățile au decis să extindă la 72 de ore, la care se adaugă încă 24 de ore după sosirea în țară. Sunt exceptați piloții, personalul feroviar sau șoferii nevoiți să treacă granița în interes de serviciu. Și a fost redusă și valoarea amenzilor pentru cei care nu completează acest formular. Dacă până acum erau între 2000 și 3000 de lei, pragul minim a fost redus la 500 de lei. Guvernul a adoptat și regulile europene privind folosirea certificatului verde pentru călătorii. Dacă au trecut mai mult de 270 de zile de la cea de-a doua doză, atunci este necesară administrarea unei doze de booster. Acest lucru vizează numai partea de călătorii în interiorul comunității europene. Se prelungește și perioada de folosire a certificatului verde, până pe 31 decembrie. Oficialii europeni au hotărât inițial să fie valabil doar până pe 30 iunie 2022. Aproape o treime dintre testele făcute în România în ultimele 24 de ore au ieșit pozitive, adică peste 32.000. Iar autoritățile precizează că peste 3.300 de persoane au mai trecut odată prin boală. Spitalele de pediatrie sunt tot mai pline, iar alături de copiii bolnavi se internează și părinții infectați. Din fericire, un medicament folosit ca terapie țintită pentru pacienții cu forme ușoare sau medii ale bolii a ajuns și în România. Peste 32.000 de cazuri noi în doar 24 de ore, aproape 11.000 de pacienți internați, dintre care 993 la terapie intensivă. Din păcate, pentru 111 persoane, medicii nu au mai putut face nimic și sunt acum pe lista deceselor. Acesta este ultimul bilanț raportat de autorități. 849 dintre pacienți au sub 18 ani. În spitalul de pediatrie din Arad, toate locurile sunt ocupate. Sunt însă și situații în care va trebui să punem chiar și doi pacienți într-un pat sau adultul împreună cu copilul, dacă amândoi sunt pacienți internați, deci sunt amândoi pozitivi, să fie ocupe un singur pat pentru a face loc și pentru alți pacienți. 75% dintre acești copii pozitivi provin din familii nevaccinate. Chiar dacă infecția în faza acută provoacă rar forme grave la copii, doctorii vorbesc tot mai des de complicații care pot apărea ulterior. La copilul între 5 și 11 ani, problema este cum se vindecă după boala acută. Există și copii care fac long COVID. Se manifestă exact ca la adult. Inatenție, minte încetoșată,
să văd în notele școlare, copilul ăla nu mai este el. Dureri de burtă cu vărsături, dar dureri rău. În tot acest timp au ajuns în spitale și centrele de evaluare 50.000 de cutii de molnupiravir. E un medicament care ar putea să facă diferența, conția să fie administrat încă de la debutul bolii, adică în primele 5 zile, să fie vorba de pacienți care au forme ușoare și forme medii. Se pare că este eficient pe tulpina Omicron. Studiile arată că jumătate din ei nu mai fac forme simptomatice sau fac forme ușoare de boală. N-am niciun fel de simptomă, nicio problemă. Soția e mai gravă. Are dureri de articulații, de încheieturi. În ceea ce privește infectarea cu varianta Omicron, perioada de incubație este mult mai scurtă, la 2-3 zile în medie în momentul acesta. Sunt date științifice care confirmă acest lucru, și anume că după un contact cu risc infecțios, o persoană se infectează în primele 5 zile și după 5 zile, cine nu s-a infectat în primele 5 zile nu se mai infectează. Conform unui ordin nou al Ministrului Sănătății, persoanele vaccinate care fac infecția COVID stau în izolare 5 zile în loc de 7, iar cele care nu sunt vaccinate 7 zile în loc de 10. Pentru cei care intră în contact direct cu un bolnav, izolarea a rămas de 5 zile. Vreți să cumpărați pastile pentru potență, pentru slăbit sau antidepresive? Atunci trebuie să știți că pe internet anumite site-uri vând pilule care vă pot pune viața în pericol. Ce a descoperit inspectorul Pro, aflați în câteva momente. Îi susținem fără rezerve pe aliații noștri europeni, a spus-o răspicat președintele american după anunțul că Washingtonul trimite 3.000 de militari în România, Polonia și Germania. Analiștii occidentali consideră că nu este o provocare, ci o reacție fermă la agresiunea Rusiei menită să descurajeze invadarea Ucrainei. În același timp, liderii europeni fac un adevărat tur de forță pentru a calma spiritele în estul Europei. Cancelarul Germaniei a anunțat o vizită la Moscova, iar Emmanuel Macron a discutat din nou atât cu Joe Biden cât și cu Vladimir Putin. O contribuție cu greutate în această mediere ar putea avea și președintele turc. Anunțată inițial la Pentagon, relocarea a 1.000 de militari americani în România a fost imediat confirmată și detaliată, inclusiv de Departamentul de Stat și Casa Albă. The 1,000 service members from the US Army's 2nd Cavalry Regiment, which is based in Germany, will reposition to Romania in the coming days. Unitatea care va fi desfășurată în țara noastră este o cunoștință mai veche a armatei române. Americanii s-au antrenat alături de vânătorii de munte, în cadrul unor exerciții desfășurate în România și au luptat cot la cot cu militarii noștri în Afganistan. Pentagonul a anunțat și transferul a 2.000 de soldați din Statele Unite în Polonia și Germania. Mișcări temporare, determinate de contextul actual de securitate, au precizat oficialii americani. All of these forces are separate and in addition to the 8500 personnel in the United States on heightened alert. La rândul său, președintele american a ținut să sublinieze miza acestei decizii. Totally consistent with what I told Putin in the beginning. As long as he's acting aggressively, we're going to make sure we reassure our NATO allies in Eastern Europe that we're there in Article 5 as a sacred obligation. This is a powerful signal of US commitment and comes on top of other recent US contributions to our shared security. Reacția Moscovei nu a întârziat. Dislocarea de noi efective militare americane în Europa de Est duce la escaladarea tensiunilor în regiune. Facem constant apel la partenerii noștri americani să înceteze să alimenteze tensiunile, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. From the US perspective, we wouldn't be doing this if you, Russia, hadn't massed 100,000 troops on the Ukrainian border, tens of thousands more in Belarus. The only effective strategy to make Russia prioritize diplomacy is deterrence. What is reassuring, though, is that we already see that diplomacy is working. Remember how many dates for possible Russian invasion have already been named. At first, December was discussed, then early January, then late January. Now we are at the beginning of February and diplomatic efforts continue. Pe de altă parte, oficialii americani nu s-au codit să confirme informațiile publicate inițial de ziarul spaniol El País, potrivit cărora Washingtonul este dispus să discute promisiunea de a nu desfășura rachete de croazieră Tomahawk în România și Polonia. We did not make this document public, but now that it is, it confirms to the entire world what we have always been saying. The United States has gone the extra mile to find a diplomatic solution. And if Russia actually wants to negotiate a solution, as it claims it does, this document certainly makes clear that there is a path forward
to do so. Între timp, în baletul diplomatic derulat de occidentali, s-a implicat și președintele Turciei. Recep Erdogan a vizitat astăzi Kievul, urmând ca săptămâna viitoare să meargă și la Moscova. Stratejik ortağımız ve komşumuz Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklediğimizi, biz de bir Karadeniz ülkesi olarak bölgede barışı hakim kılmak ve tüm tarafları itidalli olmaya. O mediere reușită ar putea restabili imaginea Ankarei în cadrul NATO și în fața Statelor Unite, după tensiunile provocate de achiziționarea de către Turcia a unui sistem de apărare rusesc. Pe teren, ministrul rus al apărării, Sergei Shoigu, s-a deplasat astăzi în Belarus pentru a verifica pregătirile în vederea exercițiilor comune de la mijlocul acestei luni. Potrivit NATO, este cea mai mare desfășurare militară a Moscovei în Belarus de la sfârșitul războiului rece. Mobilizarea include forțe pentru operațiuni speciale, Spetsnaz, avioane de luptă Suhoi-35, rachete Iskander cu capabilitate duală și sisteme de apărare aeriană S-400. Și totuși, fostul ambasador american în Ucraina găsește temei pentru speranță. I believe President Putin will blink. Putin appears for now to be seeking negotiations. The strong measures taken by Ukraine, NATO and the United States appear to have deterred an invasion, at least for now. His statements yesterday suggest that he wants to negotiate. He has complained about but has not rejected the responses from the United States and NATO to his demands. Pe de altă parte, ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu s-a întâlnit astăzi la București cu omologul său francez ca să discute despre situația de la granița Ucrainei. S-au folosit termen dur pentru limbajul diplomatic, iar cei doi miniștri au vorbit inclusiv despre impunerea unui pachet masiv de sancțiuni în cazul în care Rusia va alege altă cale decât cea a dialogului. Șeful diplomației de la București a găzduit o întâlnire în format hibrid a miniștrilor de externe din estul Europei. Aceștia au discutat online cu omologul lor de la Kiev. La București a fost însă prezent și ministrul de externe al Franței. Toată lumea este îngrijorată. Ceea ce se întâmplă la Marea Neagră nu rămâne în Marea Neagră. Federația Rusă continuă să maseze trupe în proximitatea Ucrainei, în regiunea Mării Negre. Acestea sunt evoluții îngrijorătoare, care necesită atenția noastră permanent. Nu putem să acceptăm amenințarea cu folosirea forței, nu putem să acceptăm concepte depășite cum sunt cele referitoare la sferele de influență. Traduse din limbaj diplomatic, cuvinte precum evoluții îngrijorătoare, dialog dificil sau conflict ce poate escalada nu înseamnă nimic bun. Ministrul de Externe al Franței a venit la București după ce președintele francez Emmanuel Macron a anunțat că va trimite în România câteva sute de militari. Aujourd'hui, c'est vrai que la situation est grave et que la Russie dispose des forces déployées nécessaires pour engager une initiative agressive rapidement si elle le souhaite. Atunci când vrei să ai un dialog care să fie substanțial și care să dea rezultate în această parte a lumii, este nevoie să te bazezi pe o descurajare puternică. Este vorba despre adoptarea unui pachet consistent de sancțiuni, care trebuie aprobate de Uniunea Europeană și care ar putea fi aplicate firmelor sau chiar unor persoane fizice din anturajul liderului de la Kremlin. Pe de altă parte, România speră ca responsabilii de la Paris să finalizeze procedura prin intermediul căreia vom achiziționa 4 nave de război, în valoare de 1,2 miliarde de euro. Procedura este blocată din 2019 și a fost amânată în repetate rânduri. Fiți foarte atenți ce medicamente comandați de pe internet. Potrivit autorităților, unul din două este falsificat, iar 20% au altă substanță activă decât cea trecută în prospect. Inspectorul Pro a descoperit un site care vinde ilegal doctorii. În urma investigației jurnalistice, Ministerul Sănătății și Poliția au declanșat verificări. Portalul descoperit de noi, prosuplimente.ro, comercializează așa zise tablete pentru potență, tulburări neurologice, medicamente pentru slăbit și antidepresive care pot conține substanțe periculoase. Reprezentanții site-ului recunosc față de inspectorul Pro că au la vânzare pastile scoase din uz din farmaciile noastre, dar și produse de pe piața asiatică, care n-au fost niciodată autorizate în Europa. Puteți să-mi spuneți dacă este autorizat la Ministerul Sănătății ca să stau eu liniștită pentru mine, așa? Nu pot să fie autorizat din moment ce produsele s-au scos. Nu se pot vinde în mod normal autorizate. Se poate cumpăra doar așa.
Această faptă este ilegală. Într-o farmacie autorizată, așa ceva nu ar fi posibil. Medicamentele cu prescripție se cumpără doar dacă te prezinți cu rețeta la farmacist, ceea ce, în cazul de față, nu se întâmplă. Pot să iau produsele dumneavoastră oricum, adică așa, printr-o simplă comandă, fără rețetă, fără absolut nimic. Se poate, sigur. Și cum am totuși garanția că sunt originale? De unde sunt aduse? Tot așa, prețul mână, cum se spune. Unele tablete par făcute în India, dar nimeni nu poate ști dacă substanța activă menționată pe folie se regăsește în conținutul pastilelor, câtă vreme Agenția Națională a Medicamentului nu cunoaște traseul acestor produse pe care nu le-a autorizat niciodată. Nu vă puneți pe dumneavoastră așa într-o postură un pic ciudată, că na, le vindeți, dar nu știți cum o să fie omului. Păi acum, asta de unde să știu eu? Că da. Și eu dacă știu viața, dacă consumați un produs, nu știu cum o să fie. Și eu dacă îl consum, nu știu cum o să fie. Trebuie să încerc. Nu știu, pare oarecare m-a tremurat sau s-a ridicat un pic pulsul, s-a proșit un pic la față și asta este, durează câteva ore și automat pastila nu stă mai mult de 13 ore în organ. O astfel de afacere nu ar putea rezista dacă nu ar avea în spate o întreagă filieră. Vine printr-o filială din Europa și pe urmă la mine. Am înțeles. Deci prin intermediar cum ai venit? Cineva intermediar, care... da. Sătul de atâtea întrebări, reprezentantul firmei ne-a recomandat să comandăm coletul cu deschidere la curier. Dacă ne convine, bine, dacă nu, renunțăm. Ceea ce, evident, am și făcut. Reținem cam pastile, mașină și habanam și încoare. Hai, când ajung cu ele, le zbrâng în așa și îmi dau seama că la atât pastile. Comandă de pe site-ul, de unde vin, am avut pastile de 1 milioane. Într-un colet. Am arătat pastilele comandate la Organizația de Serializare a Medicamentelor din România. Aceștia dețin o platformă unde farmaciile pot verifica dacă un medicament autorizat în Europa este autentic sau nu. Laurențiu Mihai, directorul general al organizației, ne confirmă că cine cumpără de pe acest site se expune unui pericol uriaș pentru că nu poate avea nicio garanție că produsul este original. Eu am comandat de probă o astfel de folie, dar nu mi-a venit nici în cutie și nici măcar cu un prospect. Veneau așa, ca și cum ai prinde două bagnote. Aici nu și-asumă niciun producător că e produsul lui, nefiind înscripționat. Poate să fie orice fel de pastilă în folia asta. Adică... Într-adevăr, la cum arată, n-aș avea curaj. În cazul de față, nici medicamentele aparent produse în Europa nu sunt în regulă. Deși au fost recunoscute de aplicație, specialiștii spun că sunt scoase din lanțul legal al farmaciilor și nu se mai știe dacă în cutie există produsul original. Indiferent care ar fi fost calea de achiziție a produsului până la momentul în care au intrat în posesia vânzătorului pe internet, de la acel moment nu se mai poate urmări trasabilitatea produsului, deci nu mai ai nici garanții de securitate și de siguranță. Deci de unde am privit, e o înlănțuire de acte ilegale. Am mers cu dovezile la Ministerul Sănătății. Secretarul de stat, Andrei Baciu, se arată și el uimit de ceea ce poate vinde acest site. Mi-ați prezentat dumneavoastră poza respectivă, te uiți la și te bulversează, te șochează modul de prezentare. Nu știi despre ce este vorba, nu știi despre ce este un caz foarte grav. Îți trimite două blistere legate cu un elastic. Cine a văzut așa ceva vreodată? Uitându-te la chestia asta, dai seama că nu te simți în siguranță să înghiți pastilele respective, deci nu o faci. În fața echipei de la Inspectorul Pro, Andrei Baciu a spus că va sesiza poliția. Nu există o autorizație emisă pentru această denumire. Mai mult decât atât, din verificările pe site-ul respectiv, am văzut că sunt prezentate, a fi către vânzare, medicamente care se eliberează numai pe bază de prescripție, lucru care nu poate să fie real, nu se poate întâmpla conform legislației în vigoare. Am revenit cu telefonul la reprezentantul site-ului și am adus la cunoștință neregulile depistate de autorități. Eu sunt Andreea Dăscălescu de la ProTV și Ministerul Sănătății ne-a semnalat că site-ul dumneavoastră funcționează ilegal, iar medicamentele pe care le comercializați se vând doar cu rețetă în farmacie și că faceți niște ilegalități dumneavoastră. Ce spuneți despre asta? Nu mă înțeleg. Nu este adevărat. Eu n-am primit nicio notificare. A închis. Poliția! 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 Poliția!
În ultimii 5 ani, polițiștii și specialiștii de la Agenția Națională a Medicamentului au verificat 10 de cazuri privind comerțul online cu produse farmaceutice. În toate situațiile au fost găsite pastile ținute în condiții insalubre în casele celor care dețineau afacerile ilegale. Am prezentat dovezile noastre comisarului șef Răzvan Marinică de la Direcția de Investigare a Criminalității Economice. Probabil că și cel care le vinde le primește la rândul lui în cantități foarte mari și nu le primește într-o cutie corespunzătoare cu prospect. Așa se procedează de cele mai multe ori? Da. Vin da. Așa, în gro, folii, da? Vrac, efectiv. Nu știu. Acestea pot fi chiar contrafăcute așa. Vom deschide o investigație, să cercetăm și noi, să ajungem la o concluzie. Deci uitați, când a venit coletul, ia uitați ce scrie aici. Suplimente, suplimente, da? Deci așa le-au încadrat. Afacerile ilegale de acest gen au în spate un vid legislativ. Legislația actuală nu incriminează falsificarea pastilelor, ci doar a brandurilor de pe piață. În plus, fapta devine penală doar dacă, în urma consumului, sănătatea persoanei a fost afectată. În fața echipei de la Inspectorul Pro, Ministerul Sănătății a promis că va revizui legislația astfel încât afaceri de acest gen să poată fi stopate imediat. Continuăm cu o poveste șocantă petrecută în județul Cluj, unde scafandrii au găsit trupurile a doi tineri care au plonjat cu mașina în lacul de acumulare Someșul Cald. Din primele informații, șoferul și pasagerul și-ar fi filmat cursa spre moarte. Atenție, urmează detalii și imagini care vă pot afecta emoțional. Operațiunea de extragere a mașinii din lac a durat mai bine de 5 ore. Scafandrii au coborât la 17 metri adâncime. După multe eforturi, mașina a fost adusă la suprafață. Misiunea a fost una destul de dificilă pentru că autoturismul a fost poziționat foarte aproape de zidul barajului, cu roțile în sus. Căutările celor două trupuri au fost dificile, iar scafandrii au notat mai mult prin mâl. Condițiile sunt mizerabile, deci la 3 grade îi frig. Criminaliștii au descoperit că mașina, veche de 20 de ani, nu era echipată cu cauciucuri de iarnă. Cei doi tineri au fost găsiți în afara autoturismului. Este posibil să fi încercat să se salveze, spun criminaliștii. Ar fi putut fi însă și proiectați în urma impactului. La volanul mașinii se afla Andrei, un tânăr de 28 de ani, din județul Alba. Se despărțise recent de iubita lui și suferea, spun prietenii. Tot ei recunosc că de multe ori își alunga monotonia apăsând pedala de accelerație a mașinii. Eu am atras atenția de foarte multe ori cu în privința vitezei. Știu că avea boala asta un pic în sânge. Acasă, pe Andrei îl aștepta un copil de 2 ani. Vecinii spun că era un băiat cumpătat în general, dar prindea un curaj nebunesc la volan. Ei cam plăcea să facă drifturi. Celălalt tânăr, mort împreună cu Andrei, îi era coleg de muncă. El ar fi cel care a făcut live pe Facebook în timp ce mergeau cu mașina. Până nu l-am văzut, n-am crezut și nici acum nu cred că e copilul meu acolo. Anchetatorii urmează să stabilească filmul evenimentelor. Deocamdată, moartea celor doi pare a fi rezultatul unui tragic accident. Caz tulburător și în județul Buzău, unde o fetiță de un an și un băiat de 3 au murit de meningită. Părinții au dus prea târziu la spital și, potrivit medicilor, abia au acceptat ajutor de specialitate din considerente religioase. Mai mult, în cazul băiețelului, l-au luat înapoi acasă, deși abia mai respira. Cu toții provin dintr-o comunitate săracă. Moartea celor doi copii este anchetată acum de oamenii legii. Fetița de un an și o lună din comuna Râmnicelu a ajuns la spitalul din Râmnicu Sărat în stare extrem de gravă, în urmă cu 10 zile. Era suspectă de meningită și avea nevoie urgentă de ajutor medical. Inițial, mama și bunica copilului au refuzat categoric internarea, văzând că starea copilului se agravează și medicul de gardă a refuzat să-i prescrie un tratament la domiciliu, condiționându-i internarea practic. Au fost de acord cu internarea copilului. Era însă prea târziu. Copila era atât de bolnavă încât, după 4 ore, s-a stins. 8 zile mai târziu, din aceeași comunitate din Râmnicelu, a ajuns la spital un băiat de 3 ani, cu simptome asemănătoare. În prima prezentare a avut-o în cursul dimineții, cu vărsături. I s-a recomandat internarea. Mama din nou a refuzat și a semnat refuzul de internare. Au plecat în domiciliu, au revenit în jurul orei 15, cu copilul cu stare generală foarte alterată. În câteva minute s-a constatat decesul. Moartea șocantă a celor doi copii este anchetată de poliție. Și la primul și la cel de-al doilea caz a suspectat o infecție cu meningococ,
și am reușit ca în 24 de ore să administrăm chimioprofilaxie contactilor de familie. Comunitatea din care provin victimele este una săracă și numără 2700 de locuitori, dintre care 1000 sunt copii. Membrii ei sunt adepți ai unei biserici penticostale, care acceptă cu greu interacțiunea cu medicii. Concepția lor este să nu se internați, să nu se vaccineze. Nu vor. Noi discutăm cu ei, cu conducătorii lor și le spunem, bă, frate, voi nu înțelegeți că asta e cea mai bună variantă. Meningita este o boală infecțioasă virală gravă, care netratată poate duce la deces. Autoritățile încearcă să-i convingă acum pe ceilalți părinți să-și ducă pruncii la testare. Jackie Chan, faimosul actor din filmele cu arte marțiale, a fost unul dintre cei 1000 de purtători ai torții olimpice. Cât de stricte sunt măsurile luate de chinezii înaintea Jocurilor Olimpice de iarnă, aflați imediat. Apar reguli noi în privința medicamentelor administrate animalelor din ferme și gospodării. Potrivit unui regulament european emis recent, producătorii de carne, lapte și ouă sunt obligați să ceară rețete și să fie supravegheați de medicii veterinari în cazul în care vietățile pe care le cresc au nevoie de tratamente. La nivel european, România este pe primele locuri în ceea ce privește cantitatea de antibiotice administrate. Din această cauză, riscul de a consuma alimente care conțin substanțe periculoase este mare. Noile reguli vizează atât crescătorii de animale din fermele de profil, cât și micii fermieri care au păsări, porci și vite, fie pentru consumul familiei, fie pentru vânzare. Regulamentul va limita comerțul cu medicamente pentru animalele bolnave, iar vânzarea și folosirea tratamentelor se va face doar după un consult de specialitate și sub supravegherea medicului veterinar. Să nu plece fiecare gram de antibiotic, trebuie să fie foarte bine gestionat de momentul în care a plecat din fabrică până ce ajunge în organismul animal. În anumite țări poate nu se crește porcul sau atunci trebuie să se orienteze către alte specii. Potrivit ultimelor raportări, în fermele din România, consumul de antibiotice depășește 200 de tone anual. De multe ori, tratamentul este administrat în hrană și ajunge și la animalele sănătoase. Utilizarea profilactică a antibioticilor se face doar în cazuri excepționale, la un singur animal, eventual la un număr limitat de animale. În plus, toate produsele pe care o să le găsim în farmacii vor fi incluse într-un registru european și vor fi vândute, iar mai apoi administrate, doar acele medicamente care sunt autorizate de instituțiile europene. În plus, apare pentru prima dată și o perioadă de valabilitate de 5 zile la rețetele medicale pentru antibiotice. Practic, nu vor putea fi folosite rețete mai vechi de o săptămână. Acum trebuie să treacă denumirea produsului concentrația substanță activă. Semnează proprietarul că respectă timpul de așteptare. Înainte pleca, la revedere. Practic, proprietarul animalului tratat cu antimicrobiene trebuie să respecte un timp de la administrarea medicamentului până la consumul sau vânzarea produselor. Perioada în care n-ai voie să vinzi laptele, dacă l-ai tăiat, n-ai voie să consumi carnea, la fel și la ouă. Cele mai mari probleme apar în comunitățile rurale, unde gospodarii ignoră recomandările specialiștilor. Oficial, în România sunt peste 1 milion de gospodării în care sunt crescute animale. Categoric în toată lumea s-au utilizat antibiotice din dorința de a salva viața animalelor, de a avea efecte rapide ale tratamentului. Aceleași reguli sunt valabile și pentru animalele de companie. Noul regulament a intrat în vigoare la începutul lunii, iar acum autoritățile lucrează la un set de amenzi pentru cei care nu respectă legea. Primul aeroport construit în România postcomunistă ar putea fi inaugurat pe 1 noiembrie la 14 ani de la începerea lucrărilor. Noua aerogară se află la Ghimbav, lângă Brașov și va ajunge să deservească 1 milion de pasageri pe an, conform autorităților. Reuniți la Brașov, directorii de aeroporturi anunță că până în 2040 numărul celor care vor decola sau ateriza în România se va tripla, ceea ce impune dezvoltarea infrastructurii. Odată deschis, aeroportul internațional Brașov va fi unul dintre cele mai importante din țară. Este cel mai modern de la noi și cel mai nou din Europa, susțin directorii aeroporturilor din România, care l-au vizitat astăzi. Va contribui foarte mult pentru Brașov la dezvoltarea economică, la dezvoltarea turistică, la dezvoltarea universitară, pentru că sunt mulți studenți străini în Brașov. Să știți că odată cu deschiderea aeroportului vor fi mai mulți studenți străini. Eu personal, în 10 ani, îl văd la 1 milion de pasageri. Lucrările au început în 2008 și au fost accelerate în ultimii ani.
Acum sunt pe ultima sută de metri, iar inaugurarea este preconizată pentru luna noiembrie. Avem finalizată pistă, cale de rulare, platformă. Balizajul este finalizat, terminalul a intrat în faza de recepție și de probe tehnologice. Aeroportul va fi singurul din țară cu turn de control virtual. Zborurile vor fi dirijate de la distanță, din Arad, cu ajutorul unor sisteme performante. Suntem în sala de așteptare din zona de externe. Aici avem asigurate practic 4 porți de îmbarcare pentru zborurile externe. Companii precum Tarom, Wizz Air, Blue Air, Turkish Airlines, Lufthansa, LOT, El Al s-au arătat interesate să zboare de aici. Și poate vă întrebați către ce destinații internaționale vom putea zbura de aici pentru început. Ei bine, sunt discuții cu marile companii aeriene pentru orașe precum Londra, Roma sau München. Directorii de aeroporturi estimează că în acest an, în toată țara, vom avea 15 milioane de pasageri. Numărul ar putea crește până la 50 de milioane în următorii 20 de ani. Confruntările tot mai violente dintre clanurile interlope obligă autoritățile să fie în alertă permanent. Miza este uriașă, salvarea de vieți omenești. Tocmai de aceea, Brigada Specială de Intervenție a Jandarmeriei a simulat astăzi lângă Ploiești o luare de ostatici, operațiune în care au fost implicați aproape 100 de oameni. Alfa Papa pregătit. Eco India 2, realizați o diversiune pe latura Charlie acum. Recepționă. Exercițiul Brigăzii Speciale a Jandarmeriei simulează o luare de ostatici într-o fostă unitate militară din Strejnicu, Prahova. Potrivit scenariului, în centrul Ploieștiului ar fi avut loc un conflict armat între două clanuri interlope. Avem cel puțin un suspect identificat în armat pe fațada Alfa, undeva la Alfa 1. De asemenea, pe fațada Delta avem o persoană momentan neidentificată, e posibil să fie ostaticul. Papa și uniform, asalt, asalt, asalt! În astfel de cazuri se mizează foarte mult pe negocierea cu cei care au sechestrat persoanele, însă de fiecare dată există riscul ca aceste negocieri să eșueze, iar suspecții să devină violenți. Este practic momentul în care echipele de asalt intervin tocmai în ideea de a salva viața celor care au fost luați ostatici. În situațiile cu luări de ostatici, reușita misiunii, care nu înseamnă altceva decât salvarea de vieți omenești, depinde în mare măsură de echipele de asalt, dar și de punctul de comandă, acolo unde se colectează informații dintre cele mai diverse, de la dispunerea locului în care are loc criza, până la identificarea și neutralizarea suspecților. Luptătorii Brigăzii Speciale a Jandarmeriei se bazează în astfel de situații de risc și pe monitorizarea din aer cu dronă, pe camerele de supraveghere de înaltă fidelitate montate în zona de criză și pe accesarea în timp real a bazelor de date. De la distanță, lunetiștii culeg informații despre ținte și sunt gata să le neutralizeze dacă lucrurile scapă de sub control. Ai 124 de metri, ținta în spate la un geam termocan. Alertă la Buenos Aires, unde cel puțin 20 de oameni au murit în ultimele ore și alții aproximativ 100 s-au îmbolnăvit grav după ce au consumat cocaină otrăvită. Potrivit anchetatorilor, stupefiantele ar fi fost contaminate intenționat ca răzbunare în mijlocul unui conflict izbucnit între două grupări rivale de traficanți de droguri. Polițiștii au făcut apel la consumatori să arunce cocaina cumpărată în ultimele zile dintr-un cartier sărac al metropolei argentiniene și au făcut până acum 12 arestări. Autoritățile încearcă să localizeze substanța toxică pentru a o scoate din circulație. Nu este vorba de cocaină diluată sau expirată, ci de un drog alterat cu o substanță toxică, au avertizat responsabilii. Victimele, în special bărbați de 30-40 de ani, au suferit convulsii violente și stop cardiac. Anchetatorii se tem că bilanțul s-ar putea înrăutăți odată cu descoperirea unor victime care nu ar fi avut timp sau mijloace să ajungă la spital. Sunt morți pe drumurile publice sau în locuințe al căror număr nu a putut fi stabilit, a declarat un responsabil al poliției argentiniene. O operațiune a forțelor americane în Siria s-a soldat cu moartea liderului grupării jihadiste Stat Islamic. Conducătorul terorist Abu Ibrahim al-Hashimi s-a aruncat în aer în timpul raidului derulat noaptea trecută de forțele americane. Operating on my orders, the United States military forces successfully removed a major terrorist threat to the world, the global leader of ISIS. And I directed the Department of Defense to take every precaution possible to minimize civilian casualties. We made a choice to pursue a special forces raid at a much greater risk than to our own people, rather than targeting him with an airstrike. That as our troops approached to capture the terrorist,
In a final act of desperate cowardice, he, with no regard to the lives of his own family or others in the building, he chose to blow himself up and has sent a strong message to terrorists around the world. We will come after you and find you. Bomba detonată în clădirea cu două etaje de liderul ISIS l-a ucis pe acesta și alte 12 persoane, inclusiv membrii ai propriei familii, femei și copii. Elicopterele americane au decolat dintr-o bază militară din orașul sirian Kobani, majoritar curd, din apropierea frontierei cu Turcia. Militarii au aterizat cu elicopterul în apropierea unei tabere de strămutați din Atme și au început schimburi de focuri. Supranumit profesorul sau distrugătorul, jihadistul cu mai multe identități a fost implicat, printre altele, în masacrarea unei minorități curde. A început numărătoarea inversă până la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă găzduite de capitala Chinei. Peste 1000 de persoane au purtat torța olimpică prin diferitele locuri care vor găzdui întrecerile. Între acestea s-a numărat și actorul Jackie Chan. Beijingul este cel mai mare oraș gazdă al Jocurilor Olimpice de iarnă, vechiul record fiind stabilit de orașul canadian Vancouver, care a organizat ediția din 2010. Flacăra olimpică a ajuns în această dimineață la secțiunea Badaling a Marelui Zid Chinezesc, cea mai apropiată de Beijing. Actorul Jackie Chan, originar din Hong Kong, care a participat și la ștafeta din 2008, când Beijingul a găzduit Jocurile Olimpice de vară, a fost unul dintre cei 1000 de purtători ai torței. Aproape 3000 de atleți din peste 90 de țări își vor urma în Beijing visul de a cuceri medalii olimpice, dar condițiile draconice impuse de organizatori în contextul pandemiei au răpit mult din bucuria competiției. Sportivii sunt testați zilnic și sunt complet izolați de restul lumii în așa numitele bule olimpice, care sunt literalmente delimitate de garduri. I know that I've done everything in my power to not get COVID and I've done everything right. Definitely makes things like going to the Olympics not as enjoyable. Trei sate olimpice au fost construite pentru a-i găzdui pe sportivi, antrenori și membrii delegațiilor. După încheierea întrecerilor sportive, satele olimpice vor fi transformate în locuințe sau în parcuri industriale. Beijingul a anunțat că toate cele 26 de locuri unde se vor desfășura competițiile se vor baza în întregime pe energie regenerabilă. Însă experții occidentali pun la îndoială eticheta de jocuri prietenoase cu mediul. Milioane de copaci au fost mutați în districtul Yang King pentru a permite construirea instalațiilor olimpice. De asemenea, organizatorii nu au ezitat să retraseze limitele rezervației naționale Songshan, în inima căreia șerpuiesc pistele de schi și de bob. These areas of protection, of wilderness, of nature are really important, not just for nature itself, but also it's really important for people. Este iresponsabil să organizezi jocurile într-o regiune cu un climat arid, foarte rece și foarte vântos, unde cad cel mult 5 cm de zăpadă pe iarnă, spun specialiștii. I think it's completely unsustainable, and if there's none or too little snow, all of the snow has to be produced artificially. And that requires huge amounts of water. Și, într-adevăr, pe lângă pârtiile splendide, nu vezi niciun fulg de nea. Tunurile de zăpadă funcționează cu viteză maximă de la jumătatea lunii noiembrie pentru a produce materia primă esențială pentru pârtii. Acțiunile Meta Platforms ale proprietarului Facebook s-au prăbușit aseară cu peste 20% după ce compania a publicat estimări mai slabe decât se așteptau investitorii. Meta a pierdut dintr-un foc 200 de miliarde de dolari din valoarea sa de piață, în timp ce Twitter, Snap și Pinterest au pierdut alte 15 miliarde de dolari din capitalizare. Numărul utilizatorilor activi zilnici la nivel global ai Facebook a scăzut pentru prima dată față de trimestrul precedent. Cei de la Meta dau vina pe concurența crescută din partea unor rivali precum TikTok. De asemenea, Meta s-a confruntat cu probleme din cauza modificărilor aduse de Apple la sistemul său de operare, care au îngreunat pentru branduri targetarea și măsurarea reclamelor pe Facebook și Instagram. În absența unei redresări rapide, Mark Zuckerberg ar putea pierde 24 de miliarde de dolari din averea sa personală, una dintre cele mai mari pierderi din istorie înregistrate într-o singură zi. Acest lucru ar însemna că iese din clasamentul celor mai bogate 10 persoane din lume. Este mai mic decât o franzelă și pentru că a rămas orfan, crede că un urs de pluș este mama lui. După o scurtă pauză, vă spunem povestea unui pui de leneș salvat la limită dintr-un incendiu.
Pui de Leneș, care are doar o lună, a ajuns vedeta unui centru pentru ocrotirea animalelor din Columbia, după ce a fost salvat de pompieri dintr-un incendiu de vegetație. În mod normal, puii sunt îngrijiți de mamele lor până la un an. Rămas orfan, însă micuțul trebuie hrănit cu atenție de medicii veterinari și ținut sub supraveghere toată ziua. Specialiștii speră că în timp puiul de Leneș va crește și le va da posibilitatea să le libereze înapoi în sălbăticie. Până atunci, pentru a se simți confortabil, are un ursuleț de pluș de care stă agățat atunci când ia masa. Această specie trăiește în pădurile din America Centrală și de Sud și își petrece mai tot timpul prin copaci.